Salutare, dragilor! Eu sunt Florentin, profu de română și în vlogul de astăzi vom vedea care este forma corectă pentru 13 adjective din limba română. În speranța că ne-am cam elucidat cu substantivele din vlogurile anterioare, astăzi vreau să abordăm o altă parte de vorbire, da? Și anume, adjectivul. Înainte să începem vlogul de astăzi, aș vrea să-i salut pe foștii mei elevi de la școala gimnazială românești din Dâmbovița și să le dedic acest vlog lor. Mi-aduc aminte că anul trecut, în martie, da, chiar când a început pandemia, am început să fac acest vlog pentru ei, pentru a-i ajuta să continue să învețe. Acum, haideți să vedem care sunt aceste 13 adjective și care este forma lor corectă. Primul adjectiv este precoce. Spunem copil precoce, dar la plural spunem copii precoce, sau copii precoci? Forma corectă este copii precoce. Precoce este un adjectiv invariabil, având aceeași formă atât la masculin cât și la feminin, singular sau plural. Spunem băiat precoce, fată precoce, băieți precoce sau fete precoce. Următorul adjectiv este sălbatic sau sălbatec. Cum spunem animal sălbatic sau animal sălbatec? Forma corectă este cu I, animal sălbatic. Trecem mai departe și ne referim la o culoare. Spunem maron sau maro. Port o bluză maron sau port o bluză maro. Forma corectă este maro. Port o bluză maro. El vine din franceză, din maron, dar în română forma corectă este maro. Următorul adjectiv este mare, și mă interesează: cum facem acordul la genitiv sau dativ? Marei actrițe sau mari actrițe? Da, spune mari actrițe. Am adus elogii mari actrițe. Următorul adjectiv l-am întâlnit foarte des um, pronunțat greșit. Este vorba despre ultimul mă interesează forma de feminin plural. Spunem ultimele vești sau ultimile vești. Forma corectă este ultimele vești, da? Ultimele vești despre virus. La feminin plural avem forma ultime, prin urmare ultimele. Atunci când înaintăm în vârstă, părul nostru își schimbă puțin culoarea, da? Se întețește așa cu, cu fire de păr albe și spunem că este grizonat sau că este grizonant? Forma corectă este grizonant. Da? Spunem că cineva are părul grizonant. Năpraznic cu z sau năprasnic cu s? Forma corectă este cu s. Năprasnic. Afară este un ger năprasnic. Trecem mai departe la adjectivul merituos sau meritos cum spunem merituos sau meritos Forma corectă este cu uo merituos spunem că este un elev merituos trăznit cu z sau trăsnit cu s Forma corectă este cu s trăsnit a spus numai lucruri trăsnite Da acest adjectiv este provenit din participiul verbului a trăsni da, care este tot cu s Haideți să vedem adjectivul dârz la plural. Dârzi sau dârji. Forma corectă la plural este dârji, oameni dârji. La plural este într-adevăr dârz, dar în trecerea la plural apare acolo o alternanță fonetică în care Z devine J și obținem forma de plural corectă dârji. Următorul adjectiv ne interesează la feminin și anume adjectivul pitoresc. Da? Haideți să vedem care este forma de feminin corectă. Imagine pitorescă sau imagine pitorească? Forma de feminin corectă este pitorească. Da? Imagine pitorească. Și următorul adjectiv mă interesează tot la feminin și este adjectivul ridicol. Ridiculă sau ridicolă? Forma corectă este cu O. Ridicolă situație ridicolă. Și ultimul adjectiv din această serie este oțețit sau oțetit. Cu ț sau cu t. Oțețit, oțetit. Forma corectă este cu t. Oțetit. Da? Spunem că vinul s-a oțetit. Da? Vine de la oțet sau a oțetit, Da? Nu a oțețit. Da? Prin urmare, oțetit. Dragilor, am ajuns la finalul acestui vlog. Sper că adjectivele pe care le-am ales în acest video nu v-au pus probleme. Dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă îl considerați util, v-aș fi recunoscător dacă l-ați distribui pe rețelele sociale pe care le folosiți. Iar noi ne revedem data viitoare cu alte probleme de limbă interesante. La revedere!